Eugen Pârvulescu a precizat că echipa Pandurii are nevoie de un șoc deoarece a obținut doar 2 puncte în 3 meciuri. Cum mai merge treaba pe la Pandurii? Nu se meargă, nu prea bine, normal că nu sunt rezultate la momentul actual, dar cu un pic de răbdare cred că o să apară și rezultatele. De luni, Eugen Pârvulescu își va semna încetarea contractului de muncă cu conducerea clubului gorjean Pandurii Târgu Jiu. Contactat telefonic, fostul președinte executiv a subliniat că nu le poartă pică foștilor colegi. Aveți să le reproșați ceva celor din conducerea Pandurii? Nu, absolut nimic. Le doresc mult succes, să fie alături de echipă și eu sunt sigur că echipa Pandurii Târgu Jiu își va reveni și după valoarea lotului eu zic că Pandurii trebuie să fie una dintre echipele, exact cum este și obiectivul între locurile 1 și... Pârvulescu a ajuns la Târgu Jiu în 2010 și a ocupat mai multe funcții, însă ultima funcție pe care a deținut-o a fost după ce Marin Condescu fusese îndepărtat din conducerea clubului. Nu este exclus ca acesta să treacă în aceste condiții la CSU Craiova, unde poate să facă o echipă bună cu fostul antrenor al Pandurilor, Cristi Pustai. Mi-aș dori să mai lucrez cu profesorul Cristian Pustai, un antrenor valoros, un antrenor care a făcut performanță europeană la media și a făcut performanță europeană la Târgu Jiu și mi-aș dori să mai lucrez cu Cristian Pustai. Dar nu se pune problema la momentul actual de Universitatea Craiova împreună.